Salutare și bine v-am găsit pe canalul FV Blog. În acest video voi prezenta, voi arăta cum conectăm și cum calibrăm un voltmetru digital de panou cu 4 cifre de 0,36 inci. Știu că am mai spus înainte, parcă am mai spus, acea cifră 0,36 inci vine de la înălțimea caracterului de pe afișajul voltmetrului de panou. Înainte de a-l testa și de a vedea cum îl conectăm, să vă arăt și partea electronică a lui. Să explorăm componentele de pe acest PCB, conectorul respectiv de pe intrare. Se observă că avem un semireglabil VR pentru calibrarea tensiunii, un rezistor de 10 ohmi în serie pe alimentarea voltmetrului și în serie o diodă scripă S4, este o diodă Schottky. Se vede că se duce către acest stabilizator liniar de tensiune, scrie M5333B. E un stabilizator de tensiune de 3,3 V pentru alimentarea acestui integrat. Din păcate, nu prea scrie mare lucru pe el. Văd că scrie literele FMD undeva pe sus, dar din păcate nu disting ce scrie jos. FMD mi se pare destul de cunoscut. Cred că au încercat să șteargă denumirea integratului, dar nu le-a reușit. Cu siguranță integratul se ocupă ca driver pentru display și pentru măsurarea tensiunii. Nu știu exact ce este. Dacă știți unii dintre voi, spuneți în comentarii. Microcontroller, probabil. Nu știu ce să zic. Avem rețeaua de rezistoare de 100 de ohmi. Sunt puse în serie cu LED-urile de pe acel display pentru limitarea curentului, bineînțeles. Și cam asta e partea electronică. Nu-i mare lucru. Tot ce trebuie să știți e că pentru reglajul, pentru calibrarea tensiunii, folosim acel semireglabil. Scrie deja lângă el VR. Cum conectăm un asemenea voltmetru de panou? Din acest voltmetru de panou ies 3 conductoare. Acesta galben este pentru măsurarea tensiunii, cel roșu pentru alimentarea voltmetrului de panou, iar cel negru este comun atât pentru măsurarea tensiunii, cât și pentru alimentarea voltmetrului de panou. Acest voltmetru de panou poate măsura între 0 și 100 de volți, conform acest scrie pe AliExpress. Alimentarea voltmetrului se poate face între 4 V și 30 de V, recomandat ar fi între 5 și 12 V, asta pentru a nu disipa termic prea mult acel stabilizator de tensiune de care vă spuneam anterior. Și da, cam asta ar fi conectarea. Dacă tot suntem aici, haideți să măsurăm lățime și lungime. Lungimea de 37,7 mm, de aici până aici 20,8 mm. Iar adâncimea, de aici și până aici, de 20,5 mm. Hai să conectăm acest voltmetru de panou. Din păcate nu am galben pe partea de măsurare. Cablurile mai subțiri sunt pentru alimentarea acestui voltmetru. Minus comun și roșu, alimentarea acestui voltmetru de panou. O să se aprindă imediat. Da, să-l pun într-o parte să vedeți mai bine. Hai să alimentăm. Se vede acel refresh în cameră. În realitate nu se vede absolut deloc. Și pe măsurare minusul e comun. Și din altă sursă vom măsura tensiunea. Am reglat cealaltă sursă de laborator la 9 V. Conectăm. Aproximativ 9 V. O să introduc imediat și multimetrul meu, doar pentru a face comparație. Să văd dacă pot să scap de cel refresh. Da, am mărit expunerea pentru a nu mai apărea acel refresh în cameră. Acum e bine. Hai să conectăm și acest multimetru. Cam multe cabluri pe aici, n-are nimic. Vedem că afișează puțin pe plus. Deci se încadrează chiar foarte bine în toleranța de 1%, așa cum specifică pe AliExpress. O să scădem tensiunea. La aproximativ 1,5 V. Hai să scădem la 1 V, exact, oarecum 1 V. Aproximativ 3,3 V.
Aproximativ 5 volți. 12 volți. Exact 12 volți. Da. Mi se pare că a fost calibrat de mine anterior, chiar îmi pare rău, dar o să fac o simulare de a calibra, doar ca să vă arăt în video. Aproximativ 15 volți. Chiar e foarte bine. Ai lăsăm la 20,1 volți. Afișează bine. Aproximativ 24. Chiar e foarte bine. Reglăm la maxim 36,5 cât poate. Aproape de 36,5. Și afișează bine. Cred că mi-ar trebui un multimetru care să măsoare, ca să fiu sigur că măsoară bine. Am zis de mult că o să-mi iau unul de la Braimen. Să văd. Se vede că durează mai mult până se actualizează cifrele de pe acest voltmetru de panou. E și normal. În cazul acesta, dacă am citit bine, tot pe AliExpress, ar fi o actualizare la fiecare 300 de milisecunde și chiar e mai precis decât specifică. O să reglez la... Ai 5 volți sau mai puțin? Ai 3,3. Îl lăsăm pe aici. Și o să încerc să vă arăt cum calibrăm. Da, sper să reușesc. Da, să văd cum așez aceste aparate ca să pot să și filmez. Gata, hai că abia am reușit. Am pus cutia aceasta de desubtul multimetrului ca să pot să pun șurubelnița de desubt. Vă recomand să folosiți șurubelniță ceva din plastic, pentru că cine știe cum scăpați această șurubelniță și faceți scurt. O să încerc să fiu foarte atent. A trebuit să se vadă bine. Și rotind acel semireglabil, vedeți că aici crește tensiunea, deci trebuie să învârtim invers. A, nu, invers. aproape? Aproape. Gata, asta e. Hai mă, băi, și era exact. Gata, lăsăm așa. Am reușit. Nu prea îmi plac semireglabilele, sunt tare idiote, sincer. Le prefer cele multitură sau, mă rog, celelalte albastre. Da, na, în cazul acesta nu au avut loc. Stați că s-a deconectat conductorul galben. Gata. Oricum, măsoară aproximativ. Da, lăsăm atât, din păcate. Mai jos nu se poate regla. Dar acum, nu știu dacă va arăta bine la tensiune mai mare. 5 volți, vedeți că arată pe minus acum. Da, se vede că nu arată bine acum. Da, acum arată prost. Da, asta e bine să... Eu am calibrat la o tensiune mai mare, adică reglez tensiunea de măsurare mai mare, să spunem 12 volți, și acum calibrez. Da? Lăsăm pe aici. Acum am calibrat. De asta nu prefer să reglez la tensiune mică, pentru că va arăta eronat la tensiune mare. 24 de volți. Afișează bine acum. Să reglăm și la 30 de volți. Da, eu zic că nu-i rău. E bine. Ai putea să reglezi puțin mai sus, dacă ești mai pretențios, dar e bine și așa. Să scădem la 5 volți. 5 volți. Afișează în regulă. Trebuie să ținem cont totuși că avem o toleranță de 1%. Deci se încadrează în acea toleranță. Să tragem și concluziile. Ce să zic, este un voltmetru de panou destul de bun, chiar suficient pentru anumite aplicații. Și să vă spun pentru ce l-am luat. Aș vrea teoretic să modific acel tester pentru diode Zener și LED-uri. Și aș fi avut nevoie de alt voltmetru de panou, deoarece aș voi pune, teoretic, deocamdată nu am pus în practică, într-o altă cutie mai mare. O să vedeți voi într-un clip viitor. Nu știu sigur când va fi, dar nu așa curând. O chestie care mă enervează de regulă la voltmetrele acestea de panou mici, și nu numai voltmetre, și ampermetre, este acel reglaj, acea calibrare pentru tensiune, în cazul acesta, și curent, cele care au și afișaj al curentului, care pot măsura și curentul. Se calibrează destul de dificil uneori. Dar, cu o anumită atenție, se poate rezolva. În rest,
Da, cam asta e. Din păcate, nu pot testa la o tensiune mai mare, pentru că sursa mea de laborator nu poate mai mult de 36 de volți, 36-37 de volți. Și cam aici să termin acest clip. Dacă vă place acest gen de conținut, nu uitați, vă rog, de butonul like, să vă abonați dacă nu ați făcut-o deja și vă aștept pe data viitoare. Toate cele bune, la revedere!